N-am reușit să văd tot traseul. Cândva îl făceam și eu de câte ture, s-a făcut de o oră și jumate. Acum am făcut doar un sfert pe jos, așa, am văzut despre ce e vorba, mi-am urmărit foarte mult echipa să vedem cum merg. Suntem la început, sunt tineri și am vrut mai mult să văd ce greșeli fac ca să pot să împreună să, cu ei să corectez greșelile, să învăț ciclismul profesionist, să-i spun așa. Atmosfera de aici, la Mioveni? Foarte frumoasă atmosferă, un concurs foarte bine organizat, chiar surprins pentru Mioveni, însă cei care au organizat concursul sunt specialiști și știu despre ce e vorba și de-aia au organizat la un asemenea nivel. Părerea mea că a fost foarte ok. Susținerea orașului a fost fantastică. Trebuie să-i scoatem pe oameni din casă, încet, încet. Dar să știți că asta nu se întâmplă doar aici, în toată țara. De obicei, românul e obișnuit să stea la televizor cu un pahar de bere. Organizatorii au promis că Mioveniul va găzdui și anul viitor o întrecere de road Grand Tour.